Dragi prieteni și iubiți credincioși, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Ștefănescu și astăzi revin în atenția voastră cu mărturisiri cutremurătoare despre Rai și Iad, despre viața de dincolo. Cei mai mulți dintre noi ar vrea să știe ce se întâmplă cu noi când vom muri. Conștiința noastră continuă să existe după moarte? Ne reîntâlnim cu cei dragi care au murit înaintea noastră? Ne confruntăm cu o ființă divină care ne va judeca pentru acțiunile noastre pământești? Ne întoarcem la viață într-o altă formă? Vă prezint mai jos mărturiile unor oameni care au trecut prin experiențe apropiate de moarte. Mărturisirile unui copil care susține că a fost în rai și l-a întâlnit pe Isus. Cu 2 luni înainte de cea de-a 4-a lui aniversare, Colton Burpo a suferit o operație de îndepărtare a apendicelui, în urma căreia era să-și piardă viața. În timp ce se afla pe masa de operație, apendicele băiatului a explodat, punându-i viața în pericol. Din fericire, cel mic a supraviețuit. La 4 luni de la această întâmplare, părinții au început să observe că se petrecea ceva ciudat cu cel mic. Existau câteva semne că băiatul nu mai este la fel ca înainte, însă a durat ceva timp până ce părinții au reușit să înțeleagă adevărul. Primul lucru ieșit din comun s-a petrecut la ieșirea din spital. Cei doi au găsit acasă un teanc de bani cu care au plătit spitalizarea băiețelului în vârstă de numai 4 ani. Într-o zi, în timp ce părinții îl certau pe Colton pentru că își dădea jucăriile altor copii, cel mic s-a scuzat spunând că Isus i-a cerut să se poarte bine. Câteva săptămâni mai târziu, în timp ce participa la o înmormântare, înainte ca sicriul să fie băgat în groapă, copilul a strigat: "Nu poate merge în rai dacă nu-l are pe Isus în inimă." Toți au rămas șocați și l-au întrebat ce se petrece. Colton le-a povestit atunci că, în timp ce se afla pe masa de operație, a mers în rai și l-a întâlnit pe Isus, în brațele căruia a stat și a ascultat serenadele îngerilor. Din descrierea băiatului, fiul lui Dumnezeu purta barbă și coroană, avea ochi frumoși de culoarea mării care străluceau. Isus stătea la dreapta tatălui, care este prea greu de descris conform spuselor lui Colton, și lângă Duhul Sfânt, ce avea o culoare albastră. Colton i-a văzut în cer și pe Sfântul Ioan Botezătorul, dar și pe Fecioara Maria. Toți aveau aripi în afară de Isus. Băiatul mai spune că în rai erau copaci, animale și o mulțime de oameni. Părinții au fost de părere că cel mic a auzit de undeva despre toate aceste lucruri, pentru că ei nu îi povestiseră niciodată. Copilul a spus că Isus avea semne roșii pe mâini și pe picioare, rămase din momentul crucificării. Toți au crezut că băiatul are halucinații sau o imaginație extrem de bogată. Destăinuirile lui au continuat prin afirmația că acolo și-a întâlnit sora. Într-adevăr, copilul avea un frate și o soră, dar Colton nu se referea la aceea, ci la fetița care murise în pântecele mamei sale. Apoi a identificat într-o fotografie un străstrăbunic ce murise la vârsta de 29 de ani. Colton a adăugat că în rai nu există oameni bătrâni, toți sunt tineri. După această experiență de viață s-a realizat un film care îl are pe Colton în rolul principal. Acum băiatul are 14 ani, dar încă își amintește perfect călătoria în rai. Cine se îndoiește de duhoarea iadului, să asculte această povestire înfricoșătoare. Atâta duhoare există în iad încât, dacă ar fi cu putință să vină în lumea noastră unul dintre osândiții de acolo, tot aerul s-ar împuți și mulțime de oameni s-ar sufoca. Cine se îndoiește de acest adevăr, să asculte această povestire înfricoșătoare. Odată trăiau doi frați după trup, sub călăuzirea unui duhovnic care le vorbea deseori despre suferințele iadului. Unul dintre ei s-a înfricoșat auzind acestea și, ca să se mântuiască, s-a hotărât să se facă monah. Iar celălalt, necrezând în cele spuse de duhovnic, a rămas în lume, făcând tot felul de păcate. După câțiva ani, i s-a apropiat sfârșitul vieții. Atunci fratele său, monahul, întâlnindu-se cu el, l-a rugat ca după moartea sa să vină la el și să-i spună cum este acolo și dacă există cu adevărat chinuri în iad, așa cum le-a povestit duhovnicul lor. După un timp, într-o noapte, fratele cel mort care trăise în lume a apărut în fața monahului. Atunci acesta l-a întrebat: "Te rog, frate, spune-mi adevărul. Există în iad acele chinuri înfricoșătoare despre care ne spuneau cărțile și duhovnicul nostru sau au fost scrise doar ca să sperie?" Atunci fratele său care murise i-a răspuns: "Chinurile iadului sunt de mii de ori mai înfricoșătoare decât este scris.
Toate limbile lumii la un loc nu pot să povestească aceste suferințe. Monahul l-a întrebat din nou: n-aș putea și eu încerca puțin din ele ca să cred cele ce-mi spui? Fratele său i-a zis: prin ce simți vrei să faci această încercare? Și monahul i-a spus: eu sunt foarte mic la suflet și mi-e teamă că nu cumva să mor dacă văd cu ochii mei sau dacă ating cu mâinile, ci mai bine să miros puțin cum este acolo. Atunci fratele său mort și-a scuturat puțin veșmântul și a ieșit o asemenea duhoare încât monahii din acea mănăstire nu au putut o suferi și fugeau în dreapta și în stânga ca smintiții. Și din această cauză au plecat din acele ținuturi și au construit mănăstiri în alt loc. Dincolo de moarte, mărturii uimitoare despre ce se întâmplă la granița dintre lumi. O jurnalistă americană a devenit pasionată de teme precum moartea și viața de după moarte după ce a pierdut într-un interval scurt doi dintre apropiații săi. În urma unei investigații amănunțite care s-a întins pe 5 ani, femeia susține că a descoperit cu ajutorul sutelor de mărturii lucruri uimitoare. Patricia Pearson, jurnalistă canadiană și autoarea cărții Opening Heaven's Door, Investigating Stories of Life, Death and What Comes After, deschizând ușa raiului, investigații pe teme de viață, moarte și viața de apoi, a devenit fascinată de fenomenul trecerii în neființă după ce și-a pierdut la o diferență de doar 9 săptămâni tatăl și sora. După decesul apropiaților săi, femeia a investigat timp de 5 ani ce se întâmplă după moarte. Intervievând 10 de persoane care au lucrat cu bolnavi în stare terminală, Patricia a descoperit că, în mod ciudat, cei aflați pe moarte par a ști exact care este următoarea lor destinație și când vor ajunge acolo. Primul semn apare înainte cu 72 de ore. Muribunzii încep să vorbească în metafore cu privire la călătoria spre lumină înainte cu 72 de ore de trecerea în neființă. Când sora mea era pe moarte din cauza cancerului la sân, a spus, parcă frustrată: nu știu cum să plec. Apoi a pomenit că ar avea nevoie să fie ajutată la zbor, povestește Patricia. Patricia a stat de vorbă și cu o asistentă care a întâlnit 10 de persoane pe patul de moarte. Aceasta i-a relatat alte cazuri de pacienți care o rugau să-i ajute să plece spre o destinație. A înțeles soția mea tot ce trebuie în legătură cu pașaportul și biletul de călătorie? A întrebat-o pe asistenta Maggie Cullen, un bărbat chinuit de cancer pancreatic cu puțin timp înainte să moară. După ce a întâlnit sute astfel de cazuri, Cullen crede că această viziune a morții ca o călătorie nu este întâmplătoare. În urma experiențelor sale cu pacienți care nu privesc moartea ca pe un capăt de drum, ci ca pe o posibilă călătorie spre alte tărâmuri, Maggie Cullen a devenit coautorul cărții Final Gift: Understanding the Special Awareness, Needs and Communication of the Dying. Ultimele daruri, înțelegerea atenției speciale, nevoilor și comunicării celor aflați pe moarte. Rudele sau prietenii decedați se întorc la noi. Fenomenul inițial pus pe seama a medicamentelor a fost analizat de Carlis Osis și Erlendur Haraldsson, cercetător și profesor de psihologie la Universitatea din Islanda, care au comparat experiențele unor persoane aflate pe patul de moarte din Statele Unite și India. Majoritatea pacienților care erau conștienți că o oră înainte de moarte au declarat că s-au întâlnit cu apropiații lor decedați, fie că luaseră sau nu medicamente. Când am intervievat-o pe Audrey Scott, o femeie în vârstă de 84 de ani, care se stingea din cauza cancerului, femeia mi-a spus că a fost vizitată de fiul său adoptiv, Frankie, care murise în urmă cu ani buni, își amintește jurnalista. În unele cazuri, muribunzii pot vedea prieteni sau rude, chiar dacă nu știu că aceștia au decedat. În unul din primele cazuri investigate, o mamă care urma să moară la naștere i-a mărturisit medicului său, obstetrician Florence Barrett, că își poate vedea tatăl care decedase cu ani în urmă. Surprinzător este însă faptul că lângă tatăl femeii se afla și sora acestuia, Vida, care murise în urmă cu 3 săptămâni și despre care a cărei moarte femeia nu fusese informată. Vida e cu el, repeta surprinsă Lăuza. Spre lumină. Lumina albă de la capătul tunelului a devenit deja un clișeu în cultura noastră. Descrisă aproximativ la fel de mai multe persoane care s-au aflat la un pas de moarte, această lumină ar fi de fapt percepută ca un sentiment puternic de dragoste, de siguranță, nu doar ca experiență vizuală. Yvonne Casson, o doctoriță implicată într-un accident de avion, a comparat acest sentiment cu dragostea maternă.
M-am simțit de parcă eram bebeluș pe umărul mamei mele. Am simțit că sunt în siguranță, ca și cum am fost pierdută și mi-am regăsit calea, a povestit Yvonne. Adio din partea celor care trec dincolo. Studiile spun că 50% din oameni simt prezența apropiaților decedați, fie în momentul morții, fie mai târziu, lucru pe care l-a experimentat și jurnalista Patricia Pearson. S-a întâmplat și în familia mea. Tatăl meu a murit brusc, fără a fi bolnav, într-o noapte din 2008. Sora mea, Catherine, se afla la 160 de kilometri distanță în dormitorul său când a simțit o prezență, o mângâiere pe cap. S-a simțit fericită și mulțumită și a povestit această experiență ciudată fiului său înainte să afle că tata murise, și-a amintit jurnalista. Deși fenomenul este recunoscut de medicii psihiatri care sunt de părere că fenomenul se explică prin halucinații provocate de durerea pierderii, nimeni nu poate explica faptul că, uneori, aceste halucinații apar chiar dacă persoana care are parte de ele nu afla de decesul apropiatului a cărui prezență a putut-o simți. Un bărbat mi-a povestit că în copilărie, în timp ce lua micul dejun, și-a văzut tatăl stând la masă cum obișnuia dintotdeauna. A rămas perplex când mama lui a spus că tatăl său murise în timpul nopții. Dar e chiar acolo, a spus, în timp ce imaginea tatălui său dispărea, povestește scriitoarea canadiană. Lumina poate fi văzută uneori și de cei vii. Psihiatrul Raymond Moody a condus în 2010 o cercetare pe tema aflării la un pas de moarte, în care afirmă că, în unele cazuri, oamenii care se află în prezența unei persoane muribunde pot simți când aceasta trece în neființă. Un medic psiholog american, Joan Borisenko, a descris cum, atunci când mama sa, în vârstă de 81 de ani, a murit într-un spital din Boston, ea și fiul său adolescent au văzut camera luminându-se și spiritul bătrânei decedate părăsind corpul. Atunci când i-a murit soția, experiența de moarte împărtășită, în loc să îl devasteze total, l-a făcut să înțeleagă misterele vieții și ale morții. Am fost mereu un tip destul de fricos. Mă speria moartea îngrozitor de mult și încercam să o evit, având un control exagerat asupra sănătății mele. Menționez că nu credeam în Dumnezeu și nici în viața de după moarte. Când au murit ai mei, am fost devastat. Frica s-a intensificat alarmant. Orice simptom, orice reacție din corp o interpretam ca pe un semn al unei boli incurabile. Atât mă speria moartea, atât mă chinuia. Pur și simplu nu-i găseam locul și firescul în viață. Când mi-a murit soția, s-a întâmplat ceva ce trece de sfera normalului. I-am trăit moartea cu o claritate smintită. Nu știu să vă explic în cuvinte, dar a fost ceva real, cât se poate de real și eliberator. Parcă murisem și eu, la propriu. Am văzut tot. Tunelul, lumina, eliberarea, pe-ai mei, întinzându-mi mâna fericiți. Nu am visat, eram treaz. Cred că a durat câteva minute, dar pentru mine a fost o eternitate, adică o senzație de plenitudine, de lipsă de timp și spațiu, de fericire nepământească, de libertate a spiritului. M-a dus către viață experiența aia. Experiența iubirii pure, infailibile, ce a sfidat timpul și spațiul și chiar moartea, pe care am simțit-o într-o cameră de spital pentru acele câteva minute. A rămas cu mine de atunci. Moartea soției mele, cea mai tragică și revelatoare experiență din viața mea, a modificat radical viziunea mea asupra lumii și a locului meu în ea, schimbându-mi convingerile despre ceea ce se întâmplă atunci când murim și despre conexiunea noastră continuă cu cei care au decedat, precum și convingerile mele despre Dumnezeu. Nu mai e frică de moarte, dar nici de viață. Nu știu de ce mi s-a întâmplat mie. Sunt un privilegiat. Când le povestesc prietenilor, ei dau din numeri neconvinși. Nu poți înțelege până nu trăiești asta. De-aia nici nu încerc să conving pe nimeni. Moartea e o altă viață, dar e o adevărată viață. Povestea unei femei care a fost în comă timp de o lună. Nu mai amintesc prin ce universuri am călătorit, dar vă pot spune că știu foarte bine ce am simțit. O durere groaznică pentru tot ce las pe pământ în urma mea, pentru mine, pentru corpul meu, pentru tot ce n-am rezolvat, tot ce nu mai puteam spune oamenilor dragi, m-a apăsat acel sentiment la propriu ca un bolovan pe suflet. Dar cumva era o suferință pentru lumea întreagă sau o compasiune, căci în acele momente cuprindeam și înțelegeam totul, toată zădărnicia și materialul lumii, toate amăgirile și lipsa de cunoaștere a lucrurilor. Mă zbăteam între lumina purificatoare care mă chema la ea insistent și griul de aici. Le voiam pe amândouă. Îmi era sete și dor de amândouă, de viață și de moarte. Nu puteam să renunț la niciuna. Am călătorit printre stele, apoi am văzut tunelul. Am început să zbor cu viteză spre el, parcă mă absorbea lumina de la capătul lui, dar n-am mai ajuns la ea. M-am trezit la viață.
în cenușiul de pe pământ. De atunci parcă viața e un vis. Nu mai sunt același om de atunci. E altfel acum totul, înțeleg mai multe. Simt o legătură strânsă cu cei dragi, o conexiune atemporală cu iubirea pură. Iubirea e chiar nemuritoare, rămâne vie și dincolo. Tot ce vă mai pot spune este că să mori nu e ceva rău. Poate că iubirea e totul. E forța care pune totul în mișcare. E cea care trece dincolo de timp, de moarte și dăinuie cu aceeași însuflețire. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Până data viitoare, vă doresc numai bine!